Indisciplina pietonală este una dintre principalele cauze de mortalitate pe șoselele mureșene. Asta arată datele statistice, care par să fie susținute de concepțiile greșite pe care le au unii participanți la trafic cu privire la respectarea regulilor de circulație. Un sondaj a fost realizat în rândul a 2000 de mureșeni cu ocazia campaniei de informare. Asigură-te că nu traversezi spre moarte, fii pietonul care ajunge acasă. Concluziile au fost uneori surprinzătoare, să zicem. Există un mare procent din cei 2000 de respondenți care consideră că nu este mare lucru să încalci legea. 30% dintre respondenți au spus că traversează neregulamentar pentru că oricum nu li se poate întâmpla nimic. Percepție care dăunează foarte, foarte mult. Lipsa trecerilor de pietoni în mediul rural este un aspect pe care participanții la sondaj l-au acuzat, dar tot ei sunt cei care au prezentat diferite justificări pentru trecerea prin locuri nepermise. Un alt procent semnificativ consideră că nu sunt suficiente treceri pentru pietoni și aici majoritatea lor sunt din mediul rural, unde într-adevăr se fac eforturi pentru o mai bună sistematizare rutieră. Dar avem și procente semnificative care consideră că este o justificare faptul că sunt grăbiți sau că nu-i vede nimeni sau că nu este mare lucru să traversezi prin locuri nepermise, fiindcă toată lumea face asta. Cu ocazia acestui sondaj, polițiștii au constatat și că mulți pietoni consideră că sunt în siguranță pe trecerea marcată. Îngrijorător oarecum este faptul că o treime dintre respondenți consideră că dacă traversez printr-un loc marcat, prin locuri regulamentare, să spun, nu mai este nevoie să se asigure. Ei consideră că sunt în siguranță prin simplul fapt că traversează regulamentar. Și această concepție trebuie schimbată. Campania de prevenire și informare privind disciplina pietonală a fost derulată și de polițiștii reghineni. Cu această ocazie, pe raza municipiului Reghin am desfășurat mai multe activități pe această linie, care au constat într-o întâlnire cu factorii decizionali locali. Cu această ocazie ne-am deplasat în 3 unități de învățământ, am distribuit un număr de 43 de materiale educative. Lumea a fost receptivă la această campanie și vom continua acest demers, întrucât în primele 3 luni ale anului în curs, pe raza municipiului Reghin, cele mai multe accidente rutiere grave, soldate cu decese și cu vătămări corporale grave, au avut drept cauză indisciplina pietonală. Mesajul preventiv de bază transmis de oamenii legii a fost că cei mari trebuie să fie un exemplu de conduită pentru cei mici.